Matei, capitolul 22, versetul 1, pagina 949. Să citim cu luarea minte cuvântul Sfânt. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată, am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Amin. Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Amin. Doamne, cuvântul Tău este viu și lucrător. Amin. Cuvântul Tău este viață. Amin. Și te rugăm, Duhule Sfânt, în numele Domnului Iisus, în continuare vorbește-ne Tu. Tu știi nevoile noastre, știi problemele cu care ne confruntăm, știi intimitățile noastre, de aceea, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tată, atinge-te de fiecare dintre noi. Și mulțumim că ești aici. Amin. Și cuvântul Tău nu se întoarce la tine fără rod. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Mesajul din această dimineață este deosebit de important pentru mine. Și cred că pentru fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei ce sunteți aici, sau dintre cei ce ascultați cuvântul lui Dumnezeu în mass media. Mesajul din această dimineață este deosebit de serios. Este deosebit de frumos, dar este deosebit de profund, de sobru. Evanghelia este veste bună în tot timpul și totdeauna. Însă, din când în când, Evanghelia ne confruntă cu tot ceea ce este Dumnezeu și cu cine este Dumnezeu. Și în această dimineață, cuvântul pe care l-am citit este unul dintre cele mai serioase din întreaga literatură care s-a scris vreodată și cred eu că este cel mai important capitol acesta din întreaga Biblie. Este spus de Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și când Iisus Hristos vorbește, oamenii deștepți ciulesc urechile. Și pentru că în această dimineață suntem în prezența Domnului Iisus, aș vrea fiecare dintre noi să dăm Domnului Hristos și cuvântului Lui toată atenția. Și auziți concluzia acestei parabole pe care le spune Domnul Iisus despre nunta fiului de împărat. Zice în versetul 14, Matei 22, 14, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Amin. Viața veșnică este foarte importantă. Amin. Viața veșnică este foarte importantă din două motive. În primul rând, este importantă viața veșnică sau împărăția lui Dumnezeu pentru că există. Amin. Și al doilea motiv pentru care viața veșnică este atât de importantă
este că așa a zis Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos spune un anume lucru, El este nenegociabil și orice lucru pe care îl spune Domnul Iisus Hristos este de o valoare maximă. Viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu, trebuie tratată cu toată seriozitatea. Știți de ce? Pentru că crezi, nu crezi. Îți place, nu-ți place. Îți convine sau nu-ți convine, dar reține adevărul acesta. După temporalitate există eternitate. Amen. Și lucrul acesta din nou este nenegociabil. Din când în când mai citesc câte o maximă și câte un adevăr pe care îl spunea cu mulți ani de zile în urmă savantul și filozoful francez Blaise Pascal. Și timpul acesta, printre multe altele, a spus un lucru care pe mine m-a tulburat și m-a și revoltat, dar m-a și încântat atunci când l-am auzit. Și auzit și a spus omul acesta cu mult timp în urmă, a zis așa: e mult mai bine a crede în cineva cine care nu există, decât a nu crede în cineva care există. Și l-am tot studiat eu și l-am tot frământat adevărul acesta și am ajuns la concluzia, bine, el vorbea aici în pilde, însă a spus savantul, este mult mai bine a crede în cineva care nu există, decât a nu crede în cineva care există și încep să-i dau dreptate. Eu am hotărât să cred în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă prin absurd Biblia n-ar fi adevărată. Însă eu cred cu toată puterea ființei mele că Biblia este adevărată chiar și atunci când nu ne convine nouă că este adevărată. Și eu cred că Dumnezeu există și atunci când mi se pare că nu există. Eu cred că Dumnezeu există și atunci când simțim că nu există. Și una dintre șmecheriile diavolului și a firii, știți care este? Să te provoace să nu simți că Dumnezeu există. Și uneori rațiunea îți spune, turbovesc, că ești tâmpit. Păi, n-are cum să existe Dumnezeu. Uite ce se întâmplă acolo. Uite ce dezastre s-a petrecut acolo. Uite, a murit un om nevinovat, a murit o mamă, a 5 copii. Păi nu poate să existe Dumnezeu. Ei, când rațiunea îți spune că Dumnezeu nu există, și atunci Dumnezeu există. Amin. Când sentimentele tale spun că Dumnezeu nu există, și atunci Dumnezeu este pe tron. Doamne, ajută-ne să credem în Tine și să ne încredem în Tine tot timpul. Amin. Amin. Însă, a fi chemat la nunta mielului este un mare favor. Domnul Iisus Hristos ne vorbește în textul care l-am citit despre o nuntă și nu despre o nuntă simplă, ci despre o nuntă foarte complexă, despre o nuntă foarte importantă, o nuntă majoră. Vorbește despre nunta unui fiu de împărat și aici Domnul Iisus Hristos se referă tocmai la sine. Și Biblia spune că împăratul a trimis invitații și a început să invite pe oameni să vină la nunta fiului lui. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos spune că ei, fără să le pese ăștia invitații, fără să le pese de poftirea împăratului, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Așa sunt primii. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și au omorât. Așa sunt invitații numărul 2, din grupa numărul 2. Când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a arșetat. Și bine le-a făcut. Atunci a zis robilor săi, și așa sunt invitații din grupa 3, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Și acum, duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, după cuvântul împăratului, și buni și răi, și tare îmi place versetul ăsta, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Amin. Amin. A fi chemat
la nuntă și a fi chemat în mântuire ține numai și numai de Dumnezeu. Amin. Dumnezeu este Cel ce face chemarea. Dumnezeu este Cel ce face întotdeauna invitația, dar a fi ales. Domnul Iisus Hristos conchide în versetul 14 și zice căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. A fi chemat ține de Dumnezeu. Mulți sunt chemați. Biblia spune în textul acesta, toți sunt chemați. Și tare mult îmi place detaliul acesta al Domnului Iisus și spune că au fost chemați și buni și răi. Fără nicio scuză, fără niciun favoritism, spune Domnul Iisus, sunt chemați la nunta Fiului de Împărat și buni și răi. Și negri și albi. Și bărățeni și orteni. Slăviți să fie Domnul! Asta este lucru mare. Chiar și moldoveni. Mulțumesc de încurajare. La nunta lui Iisus Hristos în mântuire, asta înseamnă mântuire, înseamnă să fii chemat la nuntă. La nuntă sunt chemați toți oamenii și buni și răi și niciun om înaintea lui Dumnezeu n-are scuză că n-a fost chemat. Fie moral, fie imoral, fie bun, și aici putem să definim ce înseamnă un om bun și ce înseamnă un om rău, și bun și rău, și moral și imoral, și religios și nereligios, toți oamenii sunt chemați la nunta Fiului de Împărat, slavă lui Dumnezeu. Însă a fi ales este cu totul altceva. A fi chemat este una. A fi ales este cu totul altceva. A fi chemat, repet, ține numai și numai de Dumnezeu. El face invitațiile și El invită. Însă a fi chemat, vă rog să rețineți, ține numai și numai de Dumnezeu, dar ține numai și numai de tine. În mântuire, în textul acesta și în toate celelalte din Scriptură, vedem că responsabilitatea și suveranitatea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă. Însă tot în mântuire, vă rog să rețineți, Dumnezeu are suveranitatea și dreptul să aleagă. Însă am descoperit în textul acesta un lucru care tare m-a încântat. Că așa face Domnul Iisus, El întotdeauna ne încântă, slăvit să fie numele. Domnul nu ne descântă, ci Iisus Hristos întotdeauna ne încântă gloria Lui. Și ce și-am descoperit aici? Că deși Dumnezeu este suveran să aleagă, și omul este suveran să aleagă. Deși Dumnezeu are dreptul să aleagă cine intră și cine nu, omul hotărăște dacă va fi ales sau nu. Slavă lui Dumnezeu! În mântuire, Dumnezeu are toată inițiativa, dar în mântuire, omul are toată responsabilitatea. Slăviți să fie Domnul! Mesajul din această dimineață, nu e al meu, e al Domnului Iisus, l-am numit așa. Chemați sau și aleși. Chemați suntem. Dar întrebarea cu care ne confruntă cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață este suntem și aleși? Suntem aleși sau doar chemați? Și întrebarea este majoră și importantă pentru toți cei ce suntem în locul acesta și pentru toți cei ce ascultați cuvântul lui Dumnezeu în momentul acesta. Suntem aleși sau doar chemați? Suntem chemați sau suntem și aleși? Ceea ce trebuie să înțelegem, frați și surori, este că toți oamenii chemați, ceea ce trebuie să înțelegem în această dimineață este că toți cei ce aud Evanghelia lui Iisus Hristos sunt chemați de Dumnezeu la nunta Fiului Său. Toți oamenii care aud Evanghelia lui Iisus Hristos în acest moment sunt chemați la mântuire, slavă lui Dumnezeu, și niciun om care a auzit Evanghelia lui Iisus Hristos odată nu mai are nicio scuză. De fapt, vreau să vă mai spun încă ceva. Chiar oamenii care n-au auzit niciodată Evanghelia lui Iisus Hristos n-au nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce este cunoscut de Dumnezeu și despre Dumnezeu, Dumnezeu a pus în codul nostru genetic. Și chiar și oamenii care n-au auzit Evanghelia lui Iisus Hristos,
Nu sunt scuzați de Dumnezeu, așa spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, pentru că ceea ce este din Dumnezeu este scris în codul nostru de informații și fiecare om înaintea lui Dumnezeu nu poate să se scuze. Însă acum ne întoarcem la Evanghelia Domnului Iisus. Toți cei ce aud Evanghelia sunt chemați în mântuire, dar nu toți sunt aleși. Este foarte adevărat că toți suntem chemați odată ce am auzit Evanghelia, dar nu toți suntem aleși. Deși invitația a fost dată tuturor oamenilor și buni și răi, fără nicio scuză, pregătirea individuală este majoră și este nenegociabilă. Domnul ne invită pe toți. Dar după ce Domnul ne-a invitat pe toți, după ce Domnul ne-a chemat pe fiecare dintre noi, trebuie să înțelegem că și eu am responsabilitatea mea. Odată ce am auzit Evanghelia, am responsabilitate să mă pregătesc. Amin. Odată ce am auzit Evanghelia, nu mai pot să stau în letargie. Odată ce am auzit Evanghelia, nu mai sunt în ignoranță. Și să știți că problema majoră când Evanghelia este predicată, nu sunt cei ce refuză Evanghelia. Și atunci când Evanghelia este predicată, deși problema majoră nu sunt cei ce refuză, că ăștia știu. Dom'le, am refuzat, nu vreau să mă pocăiesc și cu asta basta. Și ăla știe destinul lui că se duce în focul iadului și Dumnezeu să ne ferească pe toți de așa ceva. Am mai spus și am mai dat ilustrația aceasta. Când fiul nostru a intrat la facultate, la facultate aici la Timișoara, la științe politice, unul dintre profesorii lui, un filozof, un tip inteligent, luminat, a stat de vorbă cu soția mea și cu mine și zice, aș vrea să mă cunoașteți pentru că fiul meu se va face meditație cu mine și aș vrea să mă cunoașteți, să știți cine sunt. Să știți că eu nu sunt ateu, a zis proful de filozofie. Dar am ales să nu cred în Dumnezeu. Cam așa a zis. A zis, nu sunt ateu, dar am ales să nu cred în Dumnezeu. Și am zis, iată un om care a luat o alegere și o hotărâre clară și a spus, eu nu sunt ateu, dar am ales să nu cred în Dumnezeu. Acum, cu ăștia e simplă povestea. Ăsta a ales să refuze mântuirea și Evanghelia. Problema mai complicată este cu cei ce au auzit Evanghelia, au auzit chemarea lui Dumnezeu, însă s-au amestecat printre mântuiți, printre muntași, dar ei nu sunt mântuiți. Ei sunt doar chemați, dar nu sunt și aleși. În această dimineață, când Dumnezeu se uită la noi din înălțimea cerului, știe că toți am auzit Evanghelia. Amin. De asemenea, Dumnezeu știe că tuturor, că eu mă gândesc că nimeni n-a venit aici împotriva voinței Lui și nimeni nu ascultă slujba aceasta împotriva voinței Lui. Însă, este atât de important să înțelegem că pericolul în care ne aflăm este ca să ne amestecăm în mulțimea celor mântuiți, să fim dintre cei chemați, dar să nu fim dintre cei aleși. Și ăsta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus în această dimineață în inimă. Cum să fim siguri că am fost aleși de Dumnezeu, nu doar chemați? Cum să facem sigur, să avem certitudine că nu sunt doar chemat, ci sunt și ales? Pentru că să știți că există uneori foarte mici diferențe între cei chemați și cei aleși. Și ele uneori nici nu se observă. Și zice Domnul Iisus Hristos că cei aleși vor fi culeși de înger la sfârșitul istoriei și duși în împărăția lui Dumnezeu, iar cei doar chemați vor rămâne în judecată. Și Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Vedeți? Dacă ai fost doar chemat, dar n-ai fost ales, vei fi scos afară. Așa a zis Iisus Hristos. Dacă doar ai fost chemat, dar n-ai fost ales, nu vei fi luat atunci când va veni Iisus Hristos să-și ducă biserica la sine. Ieri am citit o chestiune care m-a uimit. Este o întâmplare adevărată despre pasagerii unui avion și o doamnă albă s-a trezit în avion lângă un bărbat de culoare, un negru. Biletul ei era chiar lângă acestui bilet și doamna
avea probleme rasiste și în gura mare, în avion, a chemat-o pe asta, soțitoarea de zbor și a zis, Doamnă, eu nu vreau să stau lângă omul acesta, vă rog să faceți ceva. Vă rog să-mi schimbați locul. Vreau să plec de aici. Și însoțitoarea de zbor, jenată, pentru că tot avionul se uita și a asistat la discuție, a spus, Doamnă, eu nu pot să vă schimb biletul, singurul sau locul, singurul care poate să vi-l schimbe este capitanul avionului. Avionul este foarte plin, dar mă duc la capitan să vedem ce putem face. Și femeia s-a dus și după câteva minute s-a întors și a spus, am vorbit cu comandantul avionului și avionul este foarte plin, mai există un singur loc liber la clasa întâia. Și femeia a zis, s-a ridicat în picioare și a spus, vreau să mă duceți acolo. Și stewardesa s-a uitat spre omul de culoare, a ignorat-o pe femeia albă, s-a uitat spre omul de culoare și a spus, domnule, în numele comandantului, în numele tuturor pasagerilor și a companiei noastre, vă cerem scuze pentru ceea ce a spus această femeie. Vă rog să mă urmați. Comandantul vă oferă locul la clasa întâia. Dumneavoastră, doamnă, rămâneți aici. Știi, în marea zi a judecății, este teribil de important tu să fii printre cei aleși. Amin. 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 Nu doar chemat. Nu doar intrat la bordul unui avion. Nu doar intrat în holul unei nunți. Nu doar amestecat cu creștinii adevărat, nu doar amestecat cu pocăiții adevărați, nu doar amestecat cu copiii lui Dumnezeu, este fundamental, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu fim doar chemați, ci să fim aleși de Domnul nostru Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne la aceasta. Poți, în creștinism, poți avea foarte multe lucruri bune. În creștinism poți să mergi la o biserică bună, cum este Stânca. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Mulțumesc de încurajare. Amin. Amin. Dar serios, în creștinism poți avea parte de foarte multe lucruri bune, poți să mergi la o biserică bună, poți să ai o Biblie bună, chiar și cu explicații, poți să ai prieten bun, poți să ai pastor bun, poți să ai diacon bun în creștinism, poți să citești multe cărți bune, dar dacă îți lipsește ce-i vital, ai pierdut totul. În creștinism poți să ai invitație din partea Domnului. În creștinism poți să auzi Evanghelia în fiecare zi și în fiecare duminică. Dar dacă îți lipsește ceea ce este vital, alegerea, te fi dat afară. Sau nu vei fi luat. Doamne, fă-ne tuturor parte de alegerea Ta. Amin. Fă cumva, Doamne, în așa fel încât atunci când auzim Evanghelia predicată, să răspundem la ea. Atunci când suntem chemați la Tine prin Evanghelie, când Tu ne inviți să venim la nunta Fiului Tău, ajută-ne să răspundem la modul cel mai înțelept. Doamne, ajută-ne să facem siguri că suntem aleși. Amin. Și care este cel mai important lucru care trebuie să ți se întâmple în acest moment ție? Să faci sigur, plecând din locul acesta sau ascultând mesajul acesta, să faci sigur că ești ales, nu doar chemat. Pentru că poți să fii creștin și să te numești de zeci de ani să te numești creștin, poți să te rogi să spui rugăciunea Tatăl nostru, poți să umbli la toate locurile sfinte din țară, din Europa și din lume, dar dacă ești doar chemat și nu ești ales, înseamnă că îți lipsește vitalul. Fă sigur în acest moment că înțelegi ce înseamnă să fii ales. Și fă sigur că faci totul în acest moment să fii ales și să intri în harul lui Dumnezeu și la nunta lui Dumnezeu. Acum, cum știu sigur că sunt ales? Cum știu sigur că sunt ales? Singura modalitate, și vă rog să nu uitați să scrieți undeva în minte sau măcar în inimă, singura modalitate prin care știu cu siguranță că sunt ales este ceea ce fac cu Iisus Hristos. Amin. Amin. Ceea ce mă face sigur să știu că sunt ales este atitudinea mea față de Domnul Iisus Hristos,
față de mirele bisericii, față de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, față de Domnul Iisus, slăvit să fie numele. Amin. Vedeți? Toți suntem dispuși să ne bucurăm la o nuntă. Ba, ne și place când mergem la nuntă și mai ales că nu plătim. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Știți că la nuntă asta nu s-a cerut plată. Nu trebuia să dai comision și nici dar Fiului de Împărat, că El are destule. Vrea El să-ți dea ție. Așa se întâmplă în mântuire și pocăință. Nu-i dai tu lui Dumnezeu, ci Domnul vrea să-ți dea ție. Amin. Atunci când ești dispus să împlinești regulile Lui. Însă, toți suntem dispuși să ne bucurăm de ospăți, dar prea puțin dintre noi suntem dispuși să împlinim condițiile. Știți care este întrebarea pe care o pune împăratul acestui intrus la nuntă, chiar dacă a fost chemat? Am zis, care este împăratul? Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și să-i salute. Și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis împăratul, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Omul acela a amuțit. Vă rog să rețineți acum următorul detaliu. În nunțile evreiești antice, orice om care era invitat la nuntă, și mai ales la nunta de împărat, la nunțile regale, când intra în sala nunții și a ospățului, trebuia să aibă o ținută obligatorie. Fiecare invitat primea o anume haină de nuntă. Orice om care era invitat, ca să nu fie discrepanțe între sărați și bogați, fiecare era obligat, primea o haină, îi se dădea o haină și trebuia să poarte haina aceea. Vă mai aduceți aminte vremea când mergeam la școală și acolo trebuia să purtăm o anume uniformă? Era așa o vreme interesantă și cred că destul de bună, mai bună ca vremea de astăzi, pentru că ne îmbrăca pe toți uniform, și nu mai știai care e bogat și care e sărac. Toți arătam la fel. Și pe de o parte era bine. Și știam, aia este uniforma de școală. Ei, la nunta fiului de împărat, fiecare primea o haină specială, cadou din partea regelui. Când te-ai dus la nuntă, primeai o haină cadou, intrarea acolo era în ținută obligatorie, era haina, primeai haina și tu aveai responsabilitatea să o porți. Trebuie, când e vorba de Dumnezeu, frate și surori. Când e vorba de mântuirea lui Dumnezeu, neapărat trebuie să acceptăm condițiile pe care ni le pune Dumnezeu. Amin. Amin. În împărăția lui Dumnezeu, la nunta mirelui, la nunta lui Hristos, în mântuire, nu se intre cum vreau eu. Ci în mântuire se intre cum vrea El. Amin. Cum vrea regele, cum vrea stăpânul, cum vrea împăratul, cum vrea mirele. Amin. Amin. Frumusețea însă este, și asta este veste bună, că atunci când vrei să fii mântuit, atunci când Domnul te cheamă, El îți oferă în dar, cadou, haina mântuirii, haina neprihănirii. Și asta se primește cu pocăință și cu credință. Amin. Amin. Vă rog să sezizați încă un aspect foarte important. Pregătirea adecvată e vitală pentru a fi ales. Nu doar a fi chemat. Pregătirea adecvată, potrivită, este vitală pentru a fi ales. La nuntă se intră, la nunta lui Mielului, se intră numai în condițiile pe care Dumnezeu le-a pus. Și acum vă rog să rețineți. Eșecul de a te supune. Eșecul de a te supune și de a te pregăti adecvat. Chiar după ce ai fost chemat de Dumnezeu, nu îți garantează alegerea. După ce Dumnezeu m-a chemat, încă nu sunt sigur că sunt mântuit decât doar după ce Dumnezeu îmi dă alegerea și eu am primit siguranța alegerii. Chiar dacă pentru o vreme reușim să ne amestecăm și în această dimineață, în locul acesta, toți arătăm la fel și bine pe deasupra și mirosim bine pentru că am venit la casa lui Dumnezeu, omul acesta n-a venit la nuntă dezbrăcat, el a venit în hainele lui. Omul acesta n-a venit la nuntă gol, însă a vrut totuși să intre și să rămână la nuntă după cheful lui.
după cum El a dorit. Ori în împărăția lui Dumnezeu și la Dumnezeu nu există orgolii și mândrie. Când este vorba de mântuire și de nunta lui Iisus Hristos, acolo trebuie să ne pregătim fiecare individual și personal și vom intra acolo numai și numai pe baza condițiilor pe care Dumnezeu le pune. Și când Dumnezeu îți pune în îmbracă haina pocăinței, noi trebuie să o îmbrăcăm. Amin. Știți? M-am gândit, oare de ce nu vor oamenii să se pocăiască? Pentru că Domnul a poruncit pocăința tuturor. Știți de ce? Din cauza mândriei. Din cauza mândriei. Iar alții nu vor să se pocăiască din cauza prostiei. Și să nu vă supărați pe mine. Asta înseamnă ignoranță, nu știu. Însă majoritatea oamenilor au auzit că Iisus Hristos a poruncit pocăința și totuși refuză să îmbrace haina pocăinței din cauza mândriei. Pentru că spun, nu, eu în cer pot să ajung cum vreau eu. Nu e adevărat. În cer ajungem numai și numai cum vrea Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne să îmbrăcăm haina pocăinței. Știi ce? În momentul când îmbraci haina pocăinței, ești înopinat. Oamenii să nu vor să îmbrace haina pocăinței pentru că au propria lor cale de mântuire, însă Dumnezeu, pentru a intra în împărăția sa, are o singură cale și aia este momentul când îmbraci haina pocăinței, când îmbraci haina credinței, când îmbraci haina neprihănirii. Și ce înseamnă neprihănire? În momentul când un om se pocăiește și crede în Hristos și se și încrede în cuvântul Lui, Biblia spune că în mod spiritual Dumnezeu îi dă o haină și se numește haina neprihănirii. Ce înseamnă când te îmbracă Dumnezeu cu haina neprihănirii? Țineți minte când fiul risipitor s-a întors acasă, tatăl a tăiat vițelul îngrășat, i-a pus un inel în deget, parafa care are autoritate, dar a făcut încă un gest. I-a dat o haină nouă. Doar așa poți să intri în casa tatălui. Doar așa poți să intri la nunta Fiului. Doar așa poți să te bucuri de ceea ce Dumnezeu are mai bun. În momentul când ești dispus să iei haina pe care Domnul ți-a pregătit-o și vrea să ți-o dea în dar, cum știu sigur că sunt aleși? Aleșii sunt oamenii care după ce au auzit și au primit invitația și au primit chemarea, se supun lui Dumnezeu și condițiilor Lui. Exemplu. În această zi, tu ai venit la casa lui Dumnezeu și asculti cuvântul. Și asta înseamnă că ai primit invitația de la Dumnezeu. Dar ca să fii ales, trebuie să mai faci ceva. Trebuie neapărat să îmbraci haina. Haina pocăinței, haina credinței, haina smereniei, haina iubirii și haina sfințeniei. Amin. Amin. Deși Dumnezeu îi primește pe toți, buni sau răi, condiția este, îți dau o haină specială. Fără haina aceea, chiar dacă ai auzit chemarea, n-are nicio valoare dacă nu ești dispus să îmbraci și să iei cadoul pe care eu ți l-am dat. Mândria, să știți că n-are viață lungă. Așa cum s-a întâmplat la individul din textul nostru, mândria n-are viață lungă, aleșii întotdeauna se supun cuvântului. Și acum, cum știu sigur că sunt ales de Dumnezeu? Știi cum sunt sigur că sunt ales de Dumnezeu? Sunt dispus să mă supun poruncii sale. Amin. Asta este dovada. Și ce zice Domnul Iisus? Fii atent că vor veni la voi unii care vor încerca să vă înșele. Vor fi proroci mincinoși și predicatori mincinoși și creștini mincinoși și frați mincinoși și preoți mincinoși. Există din ăștia peste tot. Și cu grămada. Însă zice Domnul Iisus, pe ai mei și pe cei autentici și adevărați, îi veți cunoaște cum? După roadă. Amin. Amin. Știi cum sunt sigur că sunt ales? Dacă roada mea este o roadă care îi place lui Dumnezeu. Aia îmi dă siguranța că sunt ales. Dacă eu fac ceea ce îmi spune Dumnezeu, aia îmi dă siguranță că sunt ales. Problema acestui om nu era că a fost bun sau rău. Ci problema acestui om era în interior. N-a vrut să se supună poruncii Domnului. Păi atunci când Domnul îmi spune, pocăiește-te, eu trebuie să mă pocăiesc. Amin. Amin. Când Domnul îmi spune, botează-te, pentru că așa am poruncit eu, păi eu trebuie să mă botez. Aia înseamnă că sunt ales. Amin. Amin. Când Domnul îți spune, sfințește-te
și nu trăi în sex premarital sau extramarital și eu refuz să mă sfințesc, aia înseamnă că nu sunt ales. Un ales se supune cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Când Domnul îți spune iubește chiar și pe aia de care nu-ți place și eu spun nu vreau să am nimic de-a face cu el și eu și vorbesc de rău, mă tem că s-ar putea să nu fie ales. Un ales întotdeauna se conformează priorităților și plăcerilor lui Dumnezeu. Amin. Și în momentul când mă conformez priorităților și condițiilor lui Dumnezeu, de fapt, primesc cadoul cel mai important din partea lui Dumnezeu. Problema unora dintre oameni, așa cum a fost acest individ din text, n-a fost problema hainei. Cred că a fost problema lui. Problema lui nu era în exterior, ci problema lui era în interior. Și de aici pornesc toate problemele. Zice, din prisosul inimii vorbește gura și de aici ies toate mizerile, știi? Problema acestui om n-a fost haina, știți? Ceea ce nu este în interior, întotdeauna se va vedea în final și în exterior. Dacă nu este haină în interior, nu va fi haină nici în exterior. Dacă nu este bucurie în interior, nu se va vedea bucuria nici în exterior. Dacă nu este pocăință în interior, normal că nu există supunere în exterior. Dacă nu există supunere în inima mea, eu mă voi supune și în interior și mă voi pocăi și mă voi boteza și voi trăi în dragoste, în iertare, în smerenie și în sfințenie, slăvit să fie Domnul. Amin. Vedeți? În finalul mesajului din această dimineață, vreau să vă spun ce înseamnă să fii ales. Am învățat un pic cum putem fi aleși. Responsabilitatea dacă vei fi ales sau nu vei fi ales este a ta. Odată ce Dumnezeu te-a chemat, înseamnă că vrea să te aleagă. Dacă tu nu vrei să te supui, sau eu nu vreau să mă supun, înseamnă că nu vei fi ales. Dovada că Domnul m-a ales și că sunt ales este că vreau să mă supun și mă voi supune cuvântului lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. Acum, a fi valoros înseamnă a fi ales. Să știți că Dumnezeu ne alege, ne cheamă și vorba ne alege tocmai pentru că avem o valoare extraordinară înaintea Lui. Chiar dacă suntem cei mai buni sau chiar dacă suntem cei mai răi oameni, toți oamenii sunt valoroși înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Însă a fi valoros înseamnă a fi ales. Și acum, vă rog să rețineți o chestiune de inimă, așa, de suflet. Sentimentul că ești ales este unul dintre cele mai superbe și frumoase daruri pe care le dă dragostea celui prea iubit. Sentimentul că ești ales este unul dintre cele mai nobile. Este unul dintre cele mai superbe pe care omul le poate experimenta vreodată. Nu există însă durere mai mare decât aceea de a ști că ești refuzat sau că nu ești ales. Nu există un dar mai mare decât acela de a fi ales. Slavă Domnului! Amin. Și când Dumnezeu te cheamă, înseamnă că vrea să te aleagă, dar trebuie să învățăm să ne lăsăm să fim aleși. Amin. Amin. Nu există un dar mai mare decât cel de a fi ales și nici o durere mai mare decât aceea de a fi respins. Când o persoană este respinsă, îi se schimbă viața. Dar când o persoană este aleasă, îi se schimbă viața. Și acum vreau să vă citesc o întâmplare adevărată, trebuie să o citesc, pentru că este foarte importantă, dintr-o carte scrisă de John Ortberg. Și auziți aici, durează câteva clipe. Am crescut știind că sunt altfel și nu-mi plăcea acest lucru. Am crescut cu o buză despicată și când am început școala, colegii mei mi-au arătat foarte clar faptul că eram diferită de ceilalți. O fetiță cu buză deformată de iepure, cu nas cârn, cu dinți strâmbi și cu o vorbire greoaie.
Când colegii mă întrebau ce s-a întâmplat cu buzele tale, le spuneam că am căzut și m-am tăiat într-o sticlă. Mi se părea oarecum mai ușor de acceptat să fi suferit în accident, dar decât să mă fi născut astfel. Eram convinsă că nimeni în afara familiei mele nu mă va putea iubi. Totuși, am avut o profesoară în clasa a doua pe care cu toți o adoram, doamna Leonard. Era scundă, rotofeie și fericită. O doamnă plină de viață. Odată pe an, dădeam un test de auz. Doamna Leonard i-a testat pe toți ceilalți din clasă și a venit și rândul meu. Știam din anii trecuți că ne punea să stăm lângă ușă, cu urechea acoperită, iar ea stătea la catedră și ne șoptea ceva, niște cuvinte pe care noi trebuia să le repetăm, lucruri de genul cerul este albastru sau ai pantofi noi. Am așteptat acolo cuvintele pe care numai Dumnezeu putea să îi le pună în gură și care mi-au schimbat viața. Doamna Leonard mi-a spus în șoaptă, mi-ar place să fii fetița mea. Când toți ceilalți o respingeau, fetița asta cu buză de iepure, cineva i-a spus, mi-ar place să fii fetița mea. Când cineva te alege, ți se schimbă viața. Când Dumnezeu te alege, ți se schimbă și viața, și veșnicia. Slăviți să fie Domnul. Când sunt ales, sunt văzut ca o ființă unică. Uitați-vă la o fată care este aleasă de un băiat. Sau invers. La un băiat care este ales de fată. Acum mai modern așa. Dar uitați-vă la o fată care este aleasă de un băiat. Viața ei se schimbă. Și invers. Viața ei se schimbă la modul cel mai serios. Când sunt ales, sunt văzut ca o ființă unică. Fiecare, vă rog să rețineți ceea ce spune psihologia și psihiatria, fiecare ființă umană strigă după recunoașterea faptului că e specială. Fiecare ființă umană strigă după recunoaștere și vrea să știe că e deosebită. Fiecare ființă umană vrea să fie aleasă, că nu vrea să fie doar o persoană din mulțime. Știi? Că poți să fii într-o mare mulțime, dar acolo poți să fii foarte singur. Însă când ești ales de Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Din cauza asta este atât de important să fii ales. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Când sunt ales, asta mai înseamnă ceva. Când sunt ales, înseamnă că cineva mă dorește. Când sunt ales, înseamnă că cineva mă iubește. Așa cum sunt. Bun sau rău. Urât sau frumos. Când sunt ales, înseamnă că cineva mă dorește, nu mai sunt izolat, nu mai sunt rupt de altul, ci de alții. Când sunt ales de regele regilor, viața mea mi se schimbă total. Slăviți să fie Domnul. Amin. Când sunt ales, când Dumnezeu alege, El împarte tot ceea ce este mai bun cu mine. Și acum iarăși mi s-a descoperit un lucru foarte important. Noi îl știm, dar eu vă aduc aminte despre el încă o dată. Vezi? Când Dumnezeu te alege, când Dumnezeu te alege, înseamnă că tu te pocăiești. Amin. Și când tu te pocăiești, înseamnă că Dumnezeu te-a ales. Așa funcționează lumea lui Dumnezeu. Dovada că ai fost ales de Dumnezeu este că tu te-ai pocăit, te-ai botezat și îl urmezi pe Domnul. Asta înseamnă, asta este dovada că tu ai răspuns chemării lui Dumnezeu și te-ai pocăit. Însă când Dumnezeu te alege, viața ți se schimbă. Amin. Amin. Nu mai poți să fii ca înainte. După ce Domnul te-a ales, tu ți-ai dat seama că cineva te dorește, nu mai ești izolat, știi că ești dorit și aparții cuiva. Acum, când Dumnezeu te alege și ne alege pentru mântuire și pentru cer și pentru împărăție, El ne alege, de fapt, pentru bucurie. Amin. Amin. Știți pentru ce ai ales pe acești oameni, împăratul? Pentru nuntă. Asta înseamnă mântuire. Asta înseamnă pocăință autentică. Înseamnă bucurie. Amin. Pentru asta vrea Dumnezeu să te mântuiască. Pentru asta te cheamă prin Evanghelie în acest moment. Pentru asta Dumnezeu spune, pocăiește-te. Vreau să te aleg. Lasă-mă să te aleg. Când Dumnezeu te alege, El mă alege pentru nuntă.
Dumnezeu te alege, El nu te alege să-ți închidă viața sau să-ți facă rău, ci Dumnezeu când te alege pentru mântuire, te alege pentru ceea ce Dumnezeu are mai bun. Însă în lumea noastră a fi ales, a fi ales în lumea noastră, înseamnă a fi ales în dauna altuia. Știi? Câteodată ne uităm la concursul ăsta de Miss. Miss World, Miss Europe, Miss America, Miss nu știu care. Ei, cea care câștigă premiul și este aleasă, este aleasă în defavoarea celorlalte. Și aia produce durere. Când tu ești aleasă și tu te bucuri, celelalte 90 plâng de ciudă, de necaz, de toate celelalte. Însă la Dumnezeu lucrurile stau altfel. Dumnezeu când te alege, nu te alege în detrimentul altuia. Nu te alege pe tine și pe El respinge, ca ar fi numai un loc. Când Dumnezeu ne alege, El vrea să ne aleagă pe toți, dar nu în detrimentul altuia. Este loc la cruce pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul. A fi ales înseamnă, în lumea noastră, înseamnă să fii mai bun decât celălalt, înseamnă să fii preferat în locul celuilalt, înseamnă să ți se dea favorul mai mare decât celuilalt. La Dumnezeu însă, nu când ești ales, nu ești ales în favoarea altuia, în detrimentul altuia. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun. Când ești ales de Dumnezeu, asta te îmbogățește. Și de ce suntem aleși de Dumnezeu? De ce Dumnezeu vrea să ne mântuiască și vrea să ne aleagă? Ca să devenim ca Iisus Hristos. Amin. Una dintre dovezile faptului că sunt ales este că încep să mă aseamăn tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și auziți ce zice Scriptura în Romani, capitolul 8, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, adică i-a ales, să fie asemenea chipului Fiului Său. Amin. Dumnezeu ne cheamă. El vrea să te aleagă. Dar de ce? Ca să devenim ca Iisus Hristos. Amin. Dovada că suntem aleși este că începem să gândim ca Domnul Iisus, să vorbim ca Domnul. Știți care a fost dovada că omul acesta a fost neales? Atitudinea lui. Atitudinea lui. N-au fost cuvintele. Unii pot să fie tăcuți, dar nealeși. Alții pot să fie drăguți, dar nealeși. Dar omul acesta a avut o problemă de atitudine a inimii lui. N-a vrut să îmbrace haina pe care Dumnezeu i-o dădea în dar. Acum, suntem aleși ca să devenim ca Iisus Hristos. Și, în final, în concluzie, vreau să spun câteva lucruri despre aleși. În Matei 24:24, Domnul Iisus spune că diavolul încearcă să înșele pe cei aleși. Dacă ești ales, vrăjmașul va încerca să te înșele. Dar dacă ești ales, tu vei deveni ca Iisus Hristos. Amin. Vei deveni o soție ca Iisus Hristos, un soț ca Iisus Hristos. Amin. Amin. Copii ca Iisus Hristos. Care știu să-și respecte părinții. Amin. Amin. Soți care știu să-și iubești, să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica. Adică să o respecte, să o drăgălească, să o giugiulească. Mulțumesc de încurajare. Sunteți ca macării unii în dimineața asta. Să uită în seamă, să nu pun tot. Însă, ce aleși? Diavolul va încerca să înșele cu diferite tertipuri. Însă încă ceva despre ce aleși. În Luca 18:7 zice Domnul Iisus la stăvânița în rugăciune, zice Dumnezeu va face dreptate celor aleși. Amin. Eu nu știu ce problemă ai. Însă în numele Domnului Hristos Dumnezeu spune, ești ales. Domnul îți va face dreptate. Mai curând decât crezi tu, Dumnezeu îți va face dreptate și va interveni în viața ta dacă ești ales. Și pentru că ești ales, înseamnă că Dumnezeu îți va face dreptate. Și în Matei 24:31 și Matei 24:22 și ce spune Biblia? Că Domnul va avea grijă maximă de cei aleși. Amin. Amin. Deci așa Domnul Iisus, dacă aceste zile n-ar fi fost scurtate, zice,
Dar ele zilele astea de necaz au fost scurtate din pricina celor aleși. Amin. Amin. Închei cu întrebarea. Ești ales? Sau doar primat? Înainte de a pleca de aici, lasă-te ales. Chemat a fost. Lasă-te ales. Primește haina bucăinței. A neprihănirii, a botezului, a sfințirii, a smereniei, a iubirii. Și asta înseamnă că și tu ești ales. Nu respinge. Pentru că atunci când vei sta înaintea lui Dumnezeu, vei anunți. Când împăratul m-a întrebat unde ți este haina, cum ai intrat aici fără haina, crezi că individul a mai putut spune ceva? Nu. El știa că responsabilitatea este a lui, așa cum este și a ta acum, să te lași ales sau să respingi alegerea, să ne ridicăm. Și așa să încheiem slujba aceasta cu rugăciune. Aș vrea să mă rog pentru tine. Ești chemat. Ce har, ce privilegiu. Dar nu ești chemat de favoarea altora, ci tu ești chemat tocmai în favoarea altora, dar și în favoarea ta. Și pentru că ai prins primul pas și pentru că ai auzit chemarea Evangheliei, ești printre cei privilegiați, dar nu te opri aici. Lasă-te ales, adică ia haina. Supune-te Domnului. Amin. Acceptă condițiile. Pentru că condițiile pe care Dumnezeu ți le dă sunt viață pentru tine. Amin. Dacă le respingi, de fapt, tu nu fugi spre viață, ci fugi de viață. Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus, merge acum de la inimă la inimă. Aici suntem amestecați. Aici nici nu știm care avem haină, care nu avem haină. Însă va veni vremea când tu vei face marea separare și vei despărți biserica ta cum desparte păstorul oile de capre. Te rog, Duhul Sfânt, în numele Domnului Iisus, însă, în aceste momente, deschide inima tuturor celor ce au fost chemați și au primit chemarea, dar n-au primit alegerea. Ajută-i să se lase aleși. Alege și pe ei. În numele Domnului Iisus. Ajută-le să se pocăiască. Ajută-le să facă legământ cu tine. Ajută-le să se supună ție. Amin. Și astfel vor fi și fericiți, și bucuroși, și binecuvântați. Amin. Și în timp ce stăm în rugăciune, dacă ești aici și vrei să fii ales, lasă-te ales. Dacă vrei să fii ales, înseamnă că te vei supune Domnului. Și asta înseamnă pentru tine nuntă, bucurie, har. Și dacă vrei ca Domnul Iisus de astăzi să fie regele tău, Domnul tău, Mântuitorul tău. În timp ce toți suntem în rugăciune, te rog să ridici o mână. Dacă vrei așa, dacă vrei să îmbraci haina lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva. Dacă vrei să îmbraci haina pocăinței, a botezului, a iubirii, a sfințeniei, ridică o mână sus. Amin. Amin. Doamne, Tu ai văzut mâinile care s-au ridicat. Și te laud pentru puterea cuvântului Tău. Te laud pentru ceea ce ai făcut prin cuvântul Tău în inima noastră. Mulțumesc pentru cei ce au venit aici chemați, dar pleacă de aici aleși. Asta este numai miracolul Duhului Sfânt. Amin. Însă, Doamne, îmi pare rău de cei ce au venit aici chemați, dar pleacă nealeși. Doamne, înainte de a ieși din curțile casei Tale, schimbă-le inima. Amin. Și dă-le și lor harul alegerii. Amin. Însă pentru cei ce s-au predat ție și te-au primit în inima lor și s-au lăsat aleși pentru că te-au ales, binecuvintează-i. Umple de har. Ajută-i să rămână pe calea ta și să îmbrace haina harului tău. Amin. Haina nunții, a bucuriei. La despărțire, călăuzește-ne pe fiecare. Și mulțumesc că ne-ai chemat. Te laud că ne-ai și ales. Mulțumesc că, din cauza că ne-ai ales, ne-ai dat o valoare așa de mare.
un destin atât de superb, o veșnicie petrecută în prezența ta. Slavă ție! Amin. Tată, Fiule și Duh.